Bun găsit, vă spunem și de această dată. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Discutăm astăzi despre proiecte frumoase, proiecte inedite, care vin să scoată cumva din anonimat Craiova din punct de vedere cultural. Vorbim despre performanțele înregistrate în anul 2021, premiile obținute, dar și despre planurile de viitor în ceea ce privește comunitatea culturală a Craiovei, dar și activități creative, activități de dezvoltare personală pentru cei care sunt pasionați de ceea ce înseamnă teatru, cultură, dar nu activează neapărat în acest domeniu. Pe scurt, acestea sunt obiectivele și proiectele pe care le au în desfășurare cei de la Casa de Cultură a studenților din Craiova, sub coordonarea doamnei Mirela Dișa, actriță. Îți mulțumesc tare mult, Mirela, că ne ești alături și că ne reîntâlnim, că ne dai motive să ne reîntâlnim. Bună ziua și vă mulțumim din nou că sunteți alături de noi, pentru că fără a avea un sprijin comun din toate părțile, nu reușim să facem față. Avem nevoie de conexiune, avem nevoie de oameni care înțeleg și apreciază cultura și care ne ajută de fiecare dată cum pot ei. Ne dai motive să ne întâlnim. Ne-am văzut pe parcursul anului 2021, cred că de 3 ori, și de fiecare dată pentru a sublinia și pentru a pune în lumină premiile pe care le-ați obținut pe la concursuri naționale, și trebuie să spunem că sunt proiecte care se realizează de către tineri, mulți dintre ei amatori, sub coordonarea ta ca profesionist și cu buget minim sau deloc. Da, există părți frumoase, există părți mai puțin frumoase, ca în orice lucru pe care vrei să-l faci cu adevărat și pentru care muncești foarte mult, într-adevăr. De cele mai multe ori, toate proiectele au fost făcute. Am zis să începem așa cu partea mai puțin plăcută, ca să trecem mai apoi la partea plăcută, da. Pentru că iată, se trebuie pot face lucruri. Trebuie pentru că nu poate merge la nesfârșit așa. Cultura nu poate fi făcută degeaba. Și lucrul acesta se vede în calitatea evenimentelor, în calitatea pe care o oferi și tinerilor și suportului logistic și așa mai departe. Nu ai calitate, lucrurile nu sunt la cel mai înalt nivel. Ele există și funcționează, dar nu în parametrii maximi. Nu prea merge cultură fără buget. E ca și cum chiar și eu. Ok, eu am și eu nevoie de bani să trăiesc, da? Am nevoie de un salariu, nu pot fi doar artist și atât și să... Ce mănânc? Adică nu merge așa. Pentru a face un spectacol ai nevoie de foarte multe lucruri tehnice, ai nevoie de o sală, ai nevoie de niște condiții minime. Da, am încercat cumva și anul trecut și în viitor, încercăm să ne adaptăm și să reușim să trecem peste aceste mici obstacole, să le zicem așa, care poate ne fac și ne motivează să facem lucruri și să demonstrăm că putem să facem, dar avem nevoie și de sprijin. Adică noi clar arătăm lucrurile și că se întâmplă lucruri și tinerii vor să facă și au inițiativă și se implică, dar mai departe e nevoie și de sprijin. Așa cum spuneam, cu acest buget minim ați reușit și vi s-au recunoscut meritele, ceea ce nu se poate decât să ne dea un imbold și cât să dăm poate și bani mai mulți către zona culturală, pentru că iată că se poate. Anul 2021 a fost un an plin pentru voi, deși un an dificil ca pentru toată lumea, din punct de vedere al pandemiei, al întâlnirii și așa mai departe. Aș vrea să te întreb cum a fost pentru voi, cum ați reușit să vă mobilizați, să vă adunați, să repetați, pentru că, până la urmă, cultura și teatru înseamnă contact, înseamnă emoție. Da, pentru noi a început foarte bine anul 2021, în ianuarie, când am început repetițiile și am început efectiv proiectul Donway, care s-a desfășurat pe plan național. Și noi... care a fost finalist la Gala Tineretului din România. Da, am luat locul 3 la Gala Tineretului. E clar că lumea a apreciat și am fost văzut și ne bucură foarte tare acest lucru, că în sfârșit suntem apreciați pentru munca pe care am depus-o și nu doar noi, împreună cu alte 7 case de cultură din țară, o premieră. Da, nu se mai întâmplase până atunci un astfel de eveniment, un spectacol național de teatru. Cumva pandemia ne-a motivat și ne-a împins
trecem de aceste bariere de distanță, să ne punem diferite piedici pe care până acum, nu ne-am fi gândit să le punem în practică. Și uite că ne-am conectat cu cei din țară, cu trupele de amatori, de tineri din țară, cei care și-au dorit să participe. Și s-a creat și o comunitate culturală frumoasă, s-a creat conexiuni și prietenii, dincolo de finalitatea produsului pe care l-am realizat împreună. Până acolo au fost mulți pași, dar noi, pentru noi, ianuarie a început foarte bine, neașteptat de bine și, evident, cu multă muncă. Dar ne-am adaptat și am găsit soluții și variante pentru a pune în practică actul cultural, indiferent de restricții și așa mai departe. Am reușit să ne adaptăm și acestor mici reguli, pentru că nu aveam voie foarte mulți la repetiții și așa mai departe. Tocmai de aceea a fost creat acest concept de spectacol național de teatru, pentru că scenele aveau foarte puține personaje, fiecare își putea filma la el acasă, da, la instituția unde activa, putea să-și filmeze momentul afară, dar pentru că, din nou, aveam restricții cu spații închise și așa mai departe. Avea libertatea de a filma afară, de a filma oriunde simțea nevoia că poate să-și exprime foarte bine ideea pe care o avea în contextul pe care l-am creat noi împreună. Și a funcționat foarte bine, a fost un lucru în echipă, întâlniri pe Zoom, cum deja procedează toată lumea, deja e așa, cumva, o chestie normală a devenit asta, de a avea întâlniri pe Zoom și de a avea legăturile acestea online. Și noi am profitat de acest lucru și chiar am mers pe ceea ce se cerea în momentul respectiv. Și am reușit să aducem peste 60 de tineri la un loc să lucreze cumva și să aibă un produs al lor până la urmă. Într-o perioadă în care restricțiile erau la cote maxime. Da, și trebuie spus și că acest proiect a avut buget zero. Chiar zero. Fără sprijinul televiziunii Teleu Craiova, fără sprijinul oamenilor care au crezut și au avut încredere în acest proiect, nu ar fi putut exista măcar să treacă de nivelul de concept, da? Pentru că nu ai cum să faci așa ceva. Însemnau costuri enorme de producție, de montaj, de filmări și așa mai departe. Ori asta nu aveam de unde. Nici la momentul respectiv, pentru că fiind ianuarie, instituțiile culturale de obicei își primesc bugetul undeva prin martie, aprilie, cam așa. Deci oricum n-am fi avut resurse financiare, indiferent dacă ar fi beneficiat instituția, nu exista în momentul respectiv. Pe lângă faptul că ne-am zbătut să luăm și drepturile de autor, adică a fost o muncă și asta, să convingi un om să-ți ofere în mod gratuit, să înțeleagă despre ce e vorba și să-ți ofere cu încredere drepturile de autor. Adică sunt multe costuri care, poate adunate, la final dă o sumă destul de mare care sperie, da? Dar noi am reușit cumva să convingem oamenii și să le oferim o viziune asupra acestui proiect prin care să meargă odată cu noi și să aibă încredere. Să dați încredere până la urmă, pentru că e provocator și nu se renunță foarte ușor la drepturile de autor. De multe ori ne putem gândi, păi da, cui le dau, ce se întâmplă, exact. Dacă nu iasă în regulă, dacă din punct de vedere financiar vor fi alte beneficii pentru altcineva. E o întreagă muncă de convingere și de persuasiune. Plus că nici lucrul cu ceilalți colaboratori din țară n-a fost ușor. Adică unul, Hugo Wolf, coregraful de la Sibiu, chiar mi-a spus la un moment dat și mi-a rămas așa cumva în cap, zice, tu știi în ce te bagi? Adică nu sună deloc ușor și finalul, până la final, e o muncă destul de grea, adică ești sigură că vrei să faci asta? Și am zis, da, cu toate riscurile, adică nu văd de ce. Până la urmă, și dacă nu va fi un produs de cea mai bună calitate, până la urmă e produsul nostru pe care noi l-am creat împreună și în care am crezut, indiferent de cum va ieși, până la urmă noi ne-am depășit niște bariere, ne-am depășit, am trecut de partea clasică pe care o știa toată lumea, ne-am adaptat și am găsit variante. Bravo nouă până aici, mai departe asta e. Fiecare, oricum, arta este foarte subiectivă. Ne place, nu ne place, e bine, nu e bine, asta fiecare decide pentru el, da? Dar noi ne-am asumat și am mers mai departe cu proiectul și am crezut în el. Până la urmă, a ieșit ceva foarte bun pentru că ne-am dorit cu adevărat. Și nu ne-am gândit la
alte beneficii. Sufletul proiectului ai fost tu, pentru că te-ai ocupat de coordonarea și nu a 1, 2, 5 oameni, da? Înțeleg că au participat peste 50 de oameni, 60 de oameni în proiect. Cumva am împărțit sarcinile, pentru că orice manager de proiect are și această atribuție de a împărți sarcinile ca lucrurile să funcționeze. Nu puteam să le fac eu pe toate și nici nu era în regulă să le fac. Pentru că fiecare de casă de cultură are trupa de teatru, cercul de teatru sau fiecare cum și-a gestionat acest aspect și au acolo oameni capabili și profesioniști care se ocupă de acești tineri. Eu țineam legătura cu coordonatorilor, cu coregrafilor, cu regizorii și așa mai departe, ca lucrurile să funcționeze bine, iar ei aveau mai departe sarcinile de a-și monta și de a-și gândi fiecare momentul. Că până la urmă și asta a fost bucuria, de a vedea 8 viziuni diferite. 8 viziuni diferite, tineri reacționând altfel la același text până la urmă, dar având scene diferite. A fost foarte interesant tot acest proiect. Plus conexiunea dintre oameni, să vedem părerile celorlalți despre text, dezbateri, despre cum împărțim scenele, de ce, fiecare ce vrea să exprime. E foarte interesant. Ca și modalitate de lucru până la urmă. Eu m-am bucurat foarte tare că am avut această oportunitate de a putea să creăm ceva împreună. Și n-a fost decât atât. Pentru că ați continuat și aș vrea să trecem, nu avem suficient timp, Mirela, cât să vorbim, pentru că sunt multe proiecte pe care le-ați desfășurat anul trecut și aș vrea ca în a doua parte a emisiunii să vorbim un pic despre ceea ce aveți planificat pentru anul 2022 și de ce nu să vorbim și despre proiectele actriței de data aceasta, Mirela Dișa, sau artistului Mirela Dișa, cumva independente de instituția Casa de Cultură a Studenților din Craiova. Știu că un alt spectacol care a prins foarte bine și de asemenea premiat a fost și Altieu Urmează. Stai că am luat-o cumva înainte. Exact, spectacolul nouă a cărui regie ai semnat. Da, mi-am dorit foarte tare și mereu am făcut asta. Am căutat ca prin evenimentele sau manifestările artistice pe care noi le-am realizat la instituția noastră, să fim în pas cu cerințele, să fim în pas cu necesitățile oamenilor și ale tinerilor. Am avut cumva ocazia de a avea foarte multe fete și femei în această perioadă și am vrut să profit foarte tare de problemele cu care se confruntă, cu atingerea sau lupta asta pentru perfecțiune, toate constrângerile, toate convingerile, toate frustrările pe care le avem noi, am vrut să le exprim prin acest spectacol, da? Și să arătăm că suntem în regulă și bine exact așa cum suntem. Dar trebuie să ne acceptăm noi și nu ceilalți. Despre asta a fost vorba. Și a prins foarte bine. Fetele au fost foarte încântate, cele care, actrițele, da, să le zic așa, care cred au participat. Cred că a fost un fel și de psihoterapie pentru cumva, protagonistele spectacolului. Cumva, da, pentru că a trebuit să săpăm adânc acolo în sentimentele fiecăruia, să vedem ce anume, cu ce se confruntă în fiecare zi, cu ce se luptă, și vorbim de partea feminină aici, da, cu ce judecăți, prejudecăți și așa mai departe, că ești slab, că ești gras, că ești mic, că ești încă prea tânără să faci anumite lucruri, că nu decizi tu viitorul tău, că nu ești tu pregătită, nu trebuie să faci așa, pentru că alții știu mai bine ce e cu tine. Și nu e în regulă așa. Provocările ale femeilor din ziua, da, de astăzi, pe diferite etape, și asta e, da, interesant, că ați avut femei în diferite etape ale vieții lor, cu diferite probleme sociale, profesionale. Da. Am vrut diversitate. Erau tinere de la 16 ani până la 50 de ani. S-a desfășurat sub forma unui concurs de Miss, în care ele luptau să fie cele mai bune. Da? Cam viață. Exact, da. Numai că pe parcurs probele erau în așa fel încât niciuna n-ar fi putut atinge perfecțiunea. Și tocmai despre asta aveam un călău, da, prezentatorul, care încerca să le taie din aripi. Și până la urmă finalul a avut un impact emoțional foarte puternic. Am avut o invitată pe Carmen Vasilescu,
care a transmis un mesaj foarte puternic despre ceea ce înseamnă acceptare, despre ceea ce înseamnă iubire de sine și depășirea tuturor acestor prejudecăți și bariere impuse până la urmă de societate și pe care noi le acceptăm și le digerăm așa fără să ne gândim la nimic, doar că așa spun ceilalți și nu e în regulă asta. De acolo apar frustrările, de acolo apare nemulțumirea, de acolo apar stările pe care nu le înțelegem câteodată și apoi se răsfrâng către ceilalți și toată lumea este bulversată că de fapt nu știm ce s-a întâmplat, că era un copil model și cu minte și la locul lui și dintr-o dată a izbucnit. Nu este dintr-o dată. Atunci a găsit un moment să se descarce. Așa cum spuneam, iată, atingeți această latură psihologică și poți să veniți și ca, nu știu, terapie prin artă. Asta ne dorim să facem până la urmă. Ceea ce realizăm noi la Casa de Cultură a Studenților sau ce încerc eu să realizez este, pe parte culturală, este această terapie prin artă. Pentru că oamenii care ajung acolo nu sunt actori profesioniști sau nu tind să fie neapărat în domeniul acestor al profesioniștilor. Ei sunt niște oameni obișnuiți care ori au o pasiune, o dorință de a face teatru care nu s-a împlinit, ori vor să se descopere, să aibă încredere în ei, să fie mai sociabil până la urmă, da? Să existe acest spirit de echipă pe care nu toată lumea îl are, de această conexiune și de legături între oameni până la urmă. Ați continuat în aceeași notă, mi-amintesc de scurtmetrajul Incomod, de data aceasta și el care a lăsat urme și a fost apreciat de către personajele de specialitate, a obținut locul întâi în cadrul concursului de scurtmetraj Scurt pe 2, ediția a doua. La fel, un spectacol, un film care nu te poate lăsa indiferent odată ce îl urmărești. Te zguduie cumva la interior. Incomod. Acolo am fost ușor un supervisor, așa, un supraveghetor de la distanță cumva, deși noi am colaborat foarte bine cu tinerii, cu echipa de filmare și așa mai departe. Dar cumva de la ei a pornit totul, iar eu am coordonat așa mai la distanță cumva acest scurtmetraj. Dar, din nou, având o temă foarte actuală și foarte, foarte prezentă în viețile noastre, și aici mă refer la relația dintre părinți și copii, care uneori lipsește cu desăvârșire și cum viața virtuală este mult mai importantă decât tot ce se întâmplă acasă și cum postările pe Facebook sunt mult mai, mult mai frumoase și frumos ambalate, da, față de ce se întâmplă cu adevărat, și de faptul că uneori nu ascultăm, nu ne ascultăm copilul, nu ne ascultăm persoana de lângă noi și mergem așa, vrem doar să fim cool, să fim în trend, să fim activi în lumea aceasta virtuală și pentru asta îmi face orice și până la urmă despre asta este vorba, că o situație poate deveni foarte incomodă dintr-o neînțelegere sau nici măcar din neascultare, prezența reală, da? Este un spectacol care pe care îndemn pe cei care ne privesc să caute scurtmetrajul pe YouTube, pentru că de multe ori avem tendința de a arăta cât de cool suntem, așa cum spuneai, cât de prieteni suntem cu copiii noștri, să creăm confuzii pe care le ducem în mediul online și care se pot întoarce ca un bumerang împotriva propriului copil. Este vorba de o mamă care, dintr-o confuzie, a lansat în mediul online ideea că fiul ar fi de o altă orientare sexuală. Da, și de aici a fost provocată o întreagă isterie, cumva. Mama, încercând să facă, cum e un trend foarte, foarte actual, de a fi alături de copilul ei și de a face orice pentru a-l copilului, prietenul, cel mai bun prieten al copilului. De a face orice să-l înțeleagă oamenii, să-i arate copilului cât de prezentă este ea și că nimeni nu are nimic împotrivă și ea va face orice pentru asta. Și de aici și postările isterice ale mamei și ieșirile ei pentru a arăta cât este de alături de copilul ei și că ea înțelege și nu are nicio problemă cu asta. Și de aici se creează o întreagă confuzie pentru care relația dintre mamă și copil se strică și inevitabil copilul suportă niște traume interioare și până la urmă are și un final tragic. Ok, dus un pic la extrem, dar pentru că este un scurtmetraj, e normal ca mesajul să fie unul foarte puternic și unul de trezire. Pentru că sunt convinsă că
că există aceste cazuri în care mama este absentă și poate că ar vrea copilul să aibă o discuție serioasă și reală, dar sunt unele lucruri artificiale mult mai importante și atunci se creează tot felul de distorsiuni de genul acesta. Scurtmetrajul este într-adevăr unul cu impact zguduitor, de un realism critic al actualului, al societății în care suntem, pentru că vedem de multe ori relații mai bine închegate în online, în sensul de prezentare pentru public, decât în viața reală. Adică sunt oameni care comunică mai mult prin like-uri, comentarii și așa mai departe cu privire la partenerul sau copilul lor în mediul online, decât comunică cu acesta direct în momentul în care sunt față-față în casă. Cam despre asta a fost vorba cumva, pentru că mama ar fi vrut, sau prin ceea ce a făcut, a vrut să aibă ea aprobarea că este în regulă și a lansat aceste mesaje, postări și așa mai departe în mediul virtual pentru a primi ea confirmările că e în regulă, ca apoi, mai departe, inconștient evident, să-i transmită și copilului că lumea e ok, e alături de el și așa mai departe. Deci nici măcar acest sentiment să stea ea, dacă chiar, deși se produsese o confuzie clară, nu avea nicio legătură cu copilul, dacă ar fi stat și s-ar fi gândit puțin în mod real la această situație, lucrurile nu s-ar fi întâmplat așa. Poate dacă l-ar fi ascultat și ar fi stat și să poarte o discuție față în față. Dar unele lucruri sunt... E o temă actuală. Părinții acum, e și un trend cu care sunt și nu sunt de acord, acest parenting cool, în care orice s-ar întâmpla, tu ești acolo pentru el... Este în regulă să faci asta, dar să o faci cu adevărat, nu pe Facebook sau în alte medii, da? Adică vorbim de a fi alături de copilul tău și de a-l înțelege efectiv, de a fi lângă el. Nu de fațadă, pentru a da bine în ochii colegilor, prietenilor sau rudelor. Da. Și finalul tragic ne trezește puțin și ne arată că, de fapt, aceste lucruri pot avea urmări tragice. Incomod, așadar să căutăm pe internet, merită văzută povestea. Acum aș vrea să te întreb un pic, pentru că sunt spectacole cu teme grele, care, cum spuneam, te zdruncină. De curând am văzut că ați lansat un alt proiect, un proiect vizual de data aceasta, intitulat Depresie. Niște imagini greu de vizualizat, pentru că te duc așa cu gândul și îți creează o stare de... Te fac să empatizezi, da, cu persoana care sunt într-o oarecare situație, dar cred că un proiect și mai greu de gândit și de pus în scenă, pentru că fotografia este o formă de a transmite, a spune eu, poate mai dificilă decât teatru clasic. Să poți să exprimi emoție doar prin imagine, fără cuvinte, fără mișcări. Da, aici vorbim de un proiect personal, din postura de actriță, un proiect care a creat în mine niște vibrații, fiind mamă, nu e ușor să treci prin stările respective, mai ales că era vorba de povestea unei femei care trece prin pierderea unui copil și asta a condus-o și către excesul de substanțe toxice și așa mai departe. Și dependența de substanțe și pentru a face cumva să uite de drama pe care o simțea. Din păcate, din nou, o temă foarte actuală, foarte, foarte multe femei trec prin așa ceva, indiferent că vorbim de... eu știu că nu reușesc să aibă un copil sau că reușesc și pe parcurs se întâmplă diferite tragedii care nu duc la o bucurie finală și aceste lucruri lasă niște urme destul de grave în aceste femei. Cumva e normal, nu e un lucru ușor de digerat. Care nu de e cele un... mai multe ori sunt ascunse, dar chiar și de către Dar pentru că din nou societatea prieten. Spune să fii bine și să treci peste și
asta e, se mai întâmplă sau eu știu ce alte lucruri pe care le tot auzim, așa că nu e în regulă să plângi sau hai, lasă că o să treacă, o să fii bine și așa mai departe. Nu te lasă să efectiv să stai tu acolo, să procesezi informația asta, să suferi cât ai nevoie, să suferi și să fii așa cum îți dorești să fii în momentul respectiv pentru cât timp ai tu nevoie. Fiecare are nevoie de timpul său. Nu putem să ne băgăm și să monitorizăm noi suferințele fiecăruia. Putem fi alături, dar din nou în mod real și să ne conectăm la persoana respectivă, să încercăm să găsim modalități prin care, dacă vrea să fie ajutată, să fie ajutată, dacă nu, din nou, nu ne băgăm cu picioarele în viețile nimănui, dar trebuie acceptați oamenii așa cum sunt. Pentru că tocmai asta e, ea încearcă să uite, să scape, să bage sub preș toată treaba, toată tragedia pe care a suferit-o și ajunge să consume diferite substanțe pentru a putea să ducă mai departe viața, da? Ori, din nou, dacă am fi puțin mai empatici, poate lucrurile ar fi altfel. Sau mai ușoare, cumva. Se vede cumva o amprentă, o semnătură personală, acel fir roșu între toate proiectele despre care am vorbit. Da. Actualitatea și, da. Și cum spuneam, da. terapie prin artă. Nu avem cum să le ignorăm, oricât de mult ne-am dorit. Putem să facem și Shakespeare, nicio problemă. Ne putem băga în texte grele și clasici, să lucrăm și clasici. Dar nu cred că asta e treaba noastră. Putem să lucrăm texte foarte grele, să le descoperim sensul, putem să facem și asta. Doar că mie mi se pare mult mai important această parte prin care ei să se lovească cumva și să-și exprime liber nemulțumirile, neîmplinirile sau, din contră, bucuriile, ceea ce îl motivează și să o facă cu inima deschisă și cu multă încredere că este bine ceea ce face. Ne lovim foarte mult de aceste lucruri, pentru că tinerii, unii dintre ei vin sceptici. Ce fac eu aici? Poate că nu e bine ce fac, mă descurc, nu mă descurc, o să fie bine, nu o să fie bine, mie îmi place, dar... Și așa mai departe. O să fiu judecat, nu o să fiu judecat, cum o să apar, cum o să mă vadă ceilalți și așa mai departe. Ne lovim de aceste lucruri și mi se întâmplă des să primesc astfel de întrebări. Dar cum o să perceapă publicul treaba asta? Dar cum o să fiu eu privit, văzut? Tocmai despre asta, la acest lucru ne raportăm noi. Să ai încredere că ceea ce faci este bine. Dacă tu vrei să faci cu adevărat acest lucru și îl faci cu plăcere, nu contează ce spun ceilalți sau nu ar trebui să te afecteze. Vin tinerii către voi, către astfel de proiecte. Știu că chiar în această perioadă sunteți într-o perioadă în care se realizează un casting pentru un alt spectacol pe care vreți să-l aduceți în atenția publicului, intitulat Alt Eu, proiect de teatru comunitar. Și aș vrea să te întreb cât de greu este să-i atrageți către voi. Vin ei sau este nevoie de o serie de mersuri, de a merge voi către ei? După un an foarte, zic eu, foarte bun din punct de vedere cultural sau, mă rog, se putea mai bine, dar suntem la un nivel destul de bun, am zis că a venit momentul, ne-am hotărât să facem un rebranding al părții culturale, da, al instituției, pentru că cumva nu e chiar în centrul atenției în rândul tinerilor sau al comunității în care trăim. Și am vrut să readucem și instituția, dar și conceptul de teatru comunitar în atenția comunității noastre, pentru că este un proiect al comunității. Hai să explicăm de ce proiect de teatru comunitar, ce înseamnă această pentru sintagmă, teatru comunitar. Creăm o comunitate culturală, oameni care sunt pasionați de teatru, oameni care și-au dorit să facă asta, oameni care vor să învețe și să descopere ce înseamnă și această latură artistică, ce înseamnă să fii actor, da? Schimbăm rolurile din spectator, îți dăm oportunitatea să fii cumva actor. Dincolo de terapia prin artă pe care o facem, o să fie un spațiu deschis în care ei o să comunice între ei, să își exprime nemulțumirile, poate să dezbată diferite subiecte,
Din nou, nu avem o limită de vârstă. E nevoie să aibă peste 14 ani pentru a putea totuși lucra independent de părinți cumva. Pentru că fiind o echipă și de adulți și de copii, e nevoie să aibă totuși o vârstă. Și aș vrea să rupem și această barieră între generații, că tinerii nu pot lucra cu cei mai în vârstă sau invers. Nu, putem lucra și ne putem ajuta și putem colabora foarte bine, indiferent de vârsta pe care o avem, și din contră, putem învăța de la cei tineri și de la cei în vârstă. Da? Poate fi acolo o conexiune foarte bună între generații. Și mai departe să dezvoltăm, să fie un pol de dezvoltare creativă. Oamenii să vină și să-și descopere sau să-și activeze diferite trăsături și abilități pe care nu știau că le dețin. Sau pot avea o problemă cu vorbit în public. Fiecare tânăr aud că are un eseu de prezentat și are un nod în gât pentru că nu reușește să treacă de acest trac emoțional. Citam pe undeva că este în top 3 anxietăți după moarte, teama de moarte, frica de moarte, vine teama de a vorbi în public, frica de a vorbi exact. În public. Poate să își pot depăși diferite tracuri pe care le au de-a lungul vieții și unii să aibă încredere că sunt în regulă exact așa cum sunt și să vadă ceea ce pot face cu adevărat și ceea ce nu pot face, dar e în regulă că nu pot face pentru că nu suntem la fel cu toții și asta trebuie să înțelegem din nou. Diversitatea este o frumusețe, tocmai asta este frumusețea asta a oamenilor, că suntem unici. Dar trebuie să înțelegem asta, că fiecare este frumos în felul său. Și ne dorim ca mai departe, mi-aș dori foarte tare, dar încă n-am dezvoltat niște discuții foarte concrete despre parteneriate cu alte instituții de cultură, ca cei care activează la noi și care vin și participă în acest hub cultural al nostru, să poată beneficia și de accesul la diferite evenimente de cultură din Craiova, pentru ca lucrurile să funcționeze cumva, să fie un mecanism, nu noi cu noi și atât, nu, ci să fim chiar o comunitate culturală care e în dezvoltare, în plină dezvoltare. Altfel să meargă la teatru, altfel să vadă un spectacol prin alți ochi, acum lucrând un pic și înțelegând despre ce e vorba, și așa mai departe. Adică lucrurile să se miște împreună. Despre asta e vorba, să ne mișcăm împreună. Nu doar noi. Noi cu noi și atât. Că nu funcționează mult. Unde vă pot găsi sau cum ar trebui să procedeze cei care, iată, vor să vină către zona aceasta? Vor să, până la urmă, să se dezvolte individual, personal, prin cultură, da? Prin proiectul Altieu. Pe 9 februarie, la ora 19, la Casa de Cultură a Studenților din Craiova, am organizat un casting pentru cei care vor să facă asta mai departe, pentru cei care, mă repet, cumva pentru cei care au o dorință, o pasiune, o curiozitate, da? De a face altceva cu timpul liber. Ceva pentru el și pentru un detox așa mental, da? Că tot vorbim și suntem din nou în trenduri cu tot ce înseamnă alimentație și așa mai departe. Ei, aici a venit timpul să ai grijă și de sufletul tău și de mintea ta. Și noi venim în sprijinul tău. Deci pe 9 februarie la ora 19 la Casa de Cultură a Studenților din Craiova e nevoie de un casting. Pentru că și acolo, ok, îți dorești foarte mult, asta ai vrut să faci de mic și așa mai departe. Sau acum vrei să afli primii pași în ceea ce înseamnă arta performativă. Dar și acolo e nevoie de un mic impuls, ca să zic așa, o mică sclipire sau un mic imbold de a-mi da seama că tu chiar vrei să faci asta cu adevărat, pentru că teatru nu înseamnă doar a citi un text și atât. Foarte mulți mă întreabă ce trebuie să pregătesc. Nu despre asta e vorba. Ce trebuie să învăț, cu ce să vin. Nimeni nu trebuie să vină cu nimic. La casting vor fi exerciții, jocuri, diferite momente prin care eu o să-mi dau seama că ceea ce se întâmplă acolo este în rezonanță cu ceea ce-și dorește fiecare dintre ei.
prin exerciții și prin jocuri îmi pot da seama că tu ești deschis și dispus să participi la astfel de manifestări artistice, pentru că din prima îți poți da seama că unii refuză din start sau li se pare că nu este ceea ce își închipuiau. Și aici este un lucru cu ce ne imaginăm noi și ce se întâmplă cu adevărat. Și atunci, în momentul acela, ne putem da seama foarte bine și noi și participanții că fiecare unde își dorește să fie, să rămână la spectator sau să meargă cu noi mai departe în nebunia noastră de alt eu. Veniți de asemenea către această zonă a tinerilor și a mai puțin tinerilor, pentru că înțeleg că nu există o limită de vârstă superioară, dar care sunt pasionați de această zonă culturală, cu alte două proiecte, unul dintre ele pe care l-ați mai pus în aplicare, Tabăra de Improvizație, dar și cu un proiect nou, Rezidență Culturală, de data aceasta. Aș vrea, Mirela, să vorbim un pic despre Tabăra de Improvizație. Iarăși sună cumva improvizație. Un om care este capabil să facă improvizație este un om detașat, relaxat și care poate să facă față în general provocărilor vieții. Da, improvizația nu este ușoară deloc, deși pare cumva că toată lumea poate să facă asta și că sunt niște... din exterior poate părea așa un lucru amuzant și atât, dar lucrurile sunt mult mai complicate decât la suprafață. Ca să ajungi să faci niște momente foarte bune și să ai sclipiri de moment și să găsești resursele în tine, să depășești fiecare lucru și fiecare moment și să știi să ieși din el, ai nevoie de foarte mult antrenament, ai nevoie de cunoștințe, ai nevoie de o bază solidă ca să poți să te descurci în astfel de situații și să ai acea spontaneitate dezvoltată sau, mă rog, un antrenament ce să mai... dezvoltat și lucrat. Anul trecut am încercat să facem o tabără de improvizație cu tinerii cu care lucram. A ieșit un spectacol foarte interesant la Cota 2000. Am fost la munte și pentru că din nou era o perioadă destul de dificilă, am hotărât să punem în practică tot ce am învățat și să oferim un spectacol online, pentru că și acesta a fost difuzat în direct pe Facebook, de la Cota 2000. Deci participanții, pe lângă stresul pe care îl aveau sau emoțiile pe care le aveau din faptul că erau în direct, faptul că vedeau oamenii ce fac ei, mai erau și în vârf de munte. Anul acesta ne-am dorit foarte tare să dezvoltăm această tabără și să facem o tabără de creație. Pe o durată mai mare, mă gândesc la o săptămână, mă gândesc să stăm acolo și să ne bucurăm și de natură, dar să reușim să avem o conexiune reală și să lăsăm puțin device-urile, telefoanele și așa mai departe așa pe pauză și să ne conectăm la noi și să încercăm să fim creativi și să realizăm nu neapărat un spectacol, da? Ci un material realizat, un performance, da? Realizat de participanți din cunoștințele pe care le acumulează pe parcursul acestei tabere. Și trebuie menționat că toate aceste proiecte sunt gratuite. Deci nu presupun niciun fel de taxă din partea participanților. Exact, e un aspect foarte important, mai ales în aceste momente pe care le trăim și în viața de zi cu zi, în care orice lucru costă, da? Aici și participarea la casting este gratuită și mai departe toate activitățile nu implică vreo taxă anume. Taberele de creație pentru cei care o să fie implicați și care o să beneficieze de ele nu vor plăti nimic. Adică sunt niște beneficii de care nu ne putem uita ușor, pentru că ele în mod normal costă și costă foarte mulți bani. Faptul că este gratis nu înseamnă că este de mai proastă calitate, ci doar că, uite, avem șansa să realizăm ceva fără să scoatem din buzunar bani, mai ales în realitatea în care trăim, în care nu există sau
foarte greu mai dai banii pe altceva în afară de lucrurile clasice pe care le plătește toată lumea. Iată proiecte de care ar trebui să profite tinerii, să se bucure că sunt într-un oraș cum este orașul Craiova, un centru universitar de amploare, cum este la noi și care, iată, oferă și perspective tinerilor, oferă și lucruri pentru dezvoltarea lor fără costuri. Da, un lucru foarte important. Nu știu, acum stau să mă gândesc din nou ca mamă că eu, dacă vreau să fac ceva cu fetița mea, în mare parte cam toate se plătesc, da? Dacă vreau să fac ceva extra de lucrurile clasice, da? Ori asta nu implică niciun cost. Și pentru mine e, cum să spun, o bucurie foarte mare că putem să facem asta. Dar lumea trebuie să știe lucrurile acestea și să se, cum să spun, aici e vorba doar de timp, da? Să investească timp în ceea ce își doresc ei să facă. Deci nu mai e vorba de nu am bani, nu-mi permit, nu pot, am alte cheltuieli pe cap. Aici e vorba, da, de tine și de prioritățile tale. Și de dezvoltarea ta până la urmă, pentru că indiferent ca și tânăr unde studiezi, poți să fii chiar la o facultate tehnică, la inginerie, spre exemplu, iată, astfel de participări, la astfel de manifestări, n-au cum să-ți aducă decât beneficii. Da. Anul acesta ne-am dorit să ne dezvoltăm pe toate părțile și pe toate laturile. De asta spun că numai împreună putem reuși. Noi singuri nu e în regulă și nu e eficient pentru nimeni. Mi-am dorit foarte tare și cu siguranță se va întâmpla, pentru că suntem acum în februarie, început de februarie. Ne-am dorit foarte tare să avem anul acesta un proiect, o rezidență culturală. Acest proiect implică o asumare din partea noastră ca instituție, punerea la dispoziție a spațiilor pe care le deținem, și logistica și părțile tehnice sau necesarul pentru a putea realiza un performance sau o producție teatrală, da? Deci, practic, veniți cu sală, cu lumini, cu scenografie, cu consultanță din partea ta ca și specialist, pentru orice om care crede că ar putea să facă ceva în acest domeniu. Ne-am dorit foarte tare să se adreseze mai mult, aici vorbim de studenți în cadrul universităților cu profil artistic, pentru că aici vorbim de un lucru mai profesionist. Încercăm să le oferim o șansă și celor mai tineri, da? Le oferim niște trepte pe care să urce ca apoi să se dezvolte mai departe și să aibă o mică șansă care din nou lipsește în acest moment. Noi le oferim, în afară de onorariul studentului sau absolventului, da? Nu vorbim de onorariu, vorbim de partea pe care nu o regăsește, da? Pentru care ar trebui să plătească chirie, pentru care ar trebui să-și plătească consumabilele, curentul și așa mai departe, utilitățile. Ori noi venim în acest sens cu sprijinul financiar, ce implică recuzită, scenografie, sală de repetiții și așa mai departe. Ca la final, evident, producția să fie jucată și montată în cadrul instituției noastre și, evident, poate să fie o rampă de lansare nemaipomenită pentru un tânăr care studiază în acest domeniu. Și aș arăta calitățile și ceea ce își dorește să facă mai departe, neavând până în acest moment o șansă în acest sens. Mirela, mai avem 5 minute, a trecut foarte repede timpul nostru, dar aș vrea în aceste minute să vorbim și despre o altă latura ta, latura ta de redactor, de realizator, pentru că ai și această parte și mai mult decât atât ne-ai adus așa un cadou de Moș Crăciun în decembrie 2021, volumul intitulat Destine pe scena vieții, interviuri cu oameni din zona de cultură, pentru a-i cunoaște mai bine pe aceștia, pentru a-i descoperi și dincolo de modul în care îi vedem pe scenă, la teatru, la filarmonică sau în cadrul altor instituții de cultură. Din nou, pentru că nu mă pot opri. Adică ceea ce fac eu e în strânsă legătură cu ceea ce exprim și cu ceea ce se vede în exterior.
faptul că eu am încercat și această variantă este, din nou, ceea ce încurajez și pe ceilalți să facă. Să încerce diferite lucruri, să vadă cum e măcar. Asta am încercat și eu să fac. Nu pot să spun că am ajuns să fiu un reporter sau un om de televiziune, pentru că îmi lipsesc niște ani buni de experiență și studiu în acest sens, dar mi-am dorit foarte tare, în cadrul acestei emisiuni neconvențional, să aduc oameni care sunt unii dintre ei mai puțin văzuți sau unii dintre ei mai puțin expuși în mediul acesta, în media, dar care merită toate aprecierile noastre. Cartea a venit așa ca un cadou și pentru mine, neașteptat cumva, și pentru voi. Are interviuri cu niște oameni foarte, foarte talentați și care au muncit foarte mult să ajungă unde sunt. Și aici mă refer la Ofelia Popi, cea mai mare actriță care, așa, cel puțin așa o consider eu, a noastră din țară și nu numai. Vorbim de Dragoș Măceșanu, actor al nostru, al Teatrului Național din Craiova, vorbim de Adrian Voica, Masterchef-ul, care a câștigat Masterchef în România. O altă formă de artă, pentru că și arta culinară este exact, tot o artă. Da, face artă în bucătărie, adică nu e ușor și nu e simplu, așa cum ni se pare tuturor, că facem o mâncare și că am amestecat, eu știu, ceva condimente și a ieșit ceva. Nu e atât de simplu nici pentru el și are acolo o intuiție și știe cum să combine diferite nuanțe, culori, mirosuri, gusturi și așa mai departe, încât să avem... E o tehnică, dar și o parte care ține de creativitatea individului. Altfel nu ar fi reușit să fie atât de văzut și de, până la urmă, a primit meritele oficiale. Deci avem, nu putem să uităm pe Minela Popa, care este make-up artist al Teatrului Național, premiată și dumnea ei, adică vorbim și de oameni mai puțin cunoscuți, dar și oameni foarte cunoscuți, dar care toți merită să fie în lumina reflectoarelor, nu doar în spațiile în care ei activează. Vorbim de Sergiu Corbu, care a făcut soundtrack-ul la spectacolul Teatrului Național din Craiova de 25 de ore, s-a ocupat de muzică din spatele spectacolului. Adică vorbim de niște oameni care chiar au muncit, despre asta e vorba. Nu doar au primit așa ceva de-a gata și se bucură de asta. Da? Nu... Și care pot să fie modele, până la urmă, care pot să ne inspire chiar și în momente în care credem că nu mai putem. Și alții care au reușit au avut momentele lor dificile. Despre asta e vorba și în emisiune. În cadrul emisiunii despre asta vorbim, despre omul din spatele carierei, despre greutățile sau bucuriile sau emoțiile pe care le-a avut din copilărie. Unii dintre ei poate chiar au avut niște greutăți, da, în a-și îndeplini visul sau diferite lucruri prin care ne arată că sunt umani cumva și ne ajută pe noi să ne identificăm și să ne conectăm cumva și să ne dăm seama că și alții au putut, au reușit prin muncă, prin devotament, prin pasiune și prin încredere că ceea ce fac este bine și și-au asumat și a ieșit ceva foarte frumos. Îți mulțumim tare mult, Mirela. Îi invităm pe cei care ne privesc să fie cu ochii pe voi, pe Mirela Dișa, pe rețelele online, pe Neconvențional sau pe Casa de Cultură a studenților din Craiova, să vină către voi până la urmă. Este o formă și de petrecerea timpului liber, dar și de dezvoltare și, de ce nu, cum spuneam, de terapie prin artă, pentru că suntem într-o perioadă în care mulți dintre noi avem nevoie de terapie. Și e gratis. Foarte important și acest aspect. Îți mulțumim încă o dată. Mulțumesc și eu. Toate cele bune vă dorim. La revedere!